Hello, hello, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Preparăm astăzi împreună salam de biscuiți, așa cum mi-ați cerut unele dintre voi în comentarii. Și iată-ne, facem asta astăzi împreună ca să vă arăt ce și cum și, bineînțeles, rezultatul care de multe ori mi s-a spus că este... Am adunat aici toate ingredientele pe care le voi folosi astăzi. Aici am în jur de 200 de grame de rahat pe care îl voi tăia mai mic de atât, dar nu am găsit deja cubulețe în comerț. Este vorba despre rahat cu arome de fructe. Am aici un plic de cacao de 50 de grame, un zahăr cu aromă de rom, nucă de cocos pe care o vom folosi la final. Acești biscuiți, voi folosi 500 de grame de biscuiți, acest pachet mare are 460 plus 140 aceștia mici, dar în principiu mă voi limita la acest pachet de 460 de grame, cum v-am spus. Am aici 180 de grame de unt cu 82% grăsime, unt de la Napolact, o ceșcuță de zahăr, pe care cel mai probabil nu o voi pune toată, pentru că avem deja zahăr în biscuiți, dar și în rahat și nu-mi doresc un salam de biscuiți extrem de dulce. De asemenea, mai am aceste două esențe de rom, pe care cel mai probabil nu le voi pune pe amândouă. Cred că voi folosi totuși doar una, pentru că mai am și acest zahăr cu aromă de rom și, după câte se vede până și această prezentare, o sugestie este acest salam de biscuiți, de aceea le voi pune doar pe acestea, nu și cea de-a doua esență de rom. Așadar, să trecem la bucățit acest rahat și la sfârmat acești biscuiți. Fiecare dată când trebuie să mărunțesc și să bucățesc acest rahat, am o deosebită neplăcere, nu-mi place absolut deloc să fac asta, mai ales pentru că, sau din cauza faptului că, bineînțeles, el se lipește destul de mult și ca să nu vi se întâmple treaba asta destul de nasol, să vi se lipească de cuțit la fiecare feliuță, este indicat să puneți un pic de zahăr pudră și după fiecare felie să pudrați așa rahatul cu zahăr și astfel nu se va mai lipi atât de tare și puteți să-l bucățiți ceva mai ușor. Când am făcut clipul despre cumpărăturile de la Lidl, vă spuneam că abia am găsit rahat. Parcă, nu știu, se comercializează doar în perioada sărbătorilor, nu știu care e faza, dar n-am găsit foarte, foarte ușor. Am căutat și în supermarketuri de genul Cora, Carrefour. Într-un final am găsit, dar nu am găsit deja bucățit, pentru că de fiecare dată îl caut întâi pe acela și abia apoi ăsta, în caz că asta este situația și nu găsesc altfel. Și l-am găsit așa, asta e, facem cu ce putem, cu ce avem. Important este să fie gustos. Mai am doar bucățelele acestea. Puteți să puneți mai puțin rahat decât am pus eu, adică în jur de 200 de grame. Puteți să mergeți pe varianta de 150-170, dar mie îmi place să simt așa în salamă de biscuiți cât o bucățică de aromă din
din Rahat și așa că am mers pe varianta asta cu 200 și bineînțeles că aceste cantități sunt așa cumva orientative, puteți să le măriți în funcție de cât salam de biscuiți vreți să faceți. Dacă vreți o cantitate dublă, mergeți pe toate cantitățile duble, adică odată ce pui mai mulți biscuiți, de exemplu, automat vei pune și mai mult rahat și mai mult zahăr și tot așa. Am terminat cu rahatul și voi trece la mărunțirea biscuiților. Luați un vas destul de încăpător și desfaceți pachetul de biscuiți, puneți biscuiții pentru format cam 3 sferturi din cantitatea de biscuiți. Eu o să păstrez cam atâta, pentru că pe aceștia îi voi pune mai spre final, după ce facem deja compoziția cu cacao, cu unt, cu toate cele, ca să rămână ei așa, la modul ăsta mai crocanți și îmi place, adică de-a lungul timpului când am mai făcut, mi-a plăcut să am destul de mulți astfel de biscuiți nepreparați, ca să zic așa, pe care dacă îi muști și îi întâlnești prin acea compoziție cu o aromă de cacao și rom, dau așa un deliciu și o savoare aparte. În continuare, nu știu cum procedați voi, dar eu pur și simplu încep să-i fărâm cu mâinile, că dacă ar trebui să-i fac în chopper, de exemplu, sau oricum altcumva, cred că aș sta mult mai mult. Și ei fiind cât de cât mărunțiți, adică la modul așa, la contactul cu untul sau cu margarina, depinde cu ce gătiți, ei se vor înmuia și se vor face pastă. Deci nu o să ne deranjeze cu nimic, că nu-i fărâmițați foarte, foarte, foarte bine în acest prim pas. Dacă știți o metodă ceva mai bună, care să nu necesite nu știu ce achiziționare de nu știu ce chestie, să mi-o scrieți în comentarii, chiar sunt curioasă. Bine, să spun sincer, mie cred că îmi și place să fac treaba asta, mă relaxează, dar pe de altă parte nici n-am căutat, adică nu m-a interesat foarte mult să văd cine cum face salamul de biscuiți. M-am interesat acum mai mulți ani, atunci când am făcut prima dată salamul de biscuiți și m-am interesat de rețetă și cam atât. Adică nu mi-am notat pe nicăieri cum se mărunțesc acești biscuiți, altfel decât o fac eu în felul ăsta aici. Avem vizitatori curioși. Ce facem noi, domnule, aici? Și ce se aude așa? Ceva care seamănă cronțănele, a recompense, biscuiței minune și alte minunății pe care pupezele le adoră. Oricum, neagra e curiozitatea întruchipată. Să vadă ea, să simtă ea, să fie ea sigură că nu gătesc ceva cu carne sau ceva care i-ar face mega plăcere să mănânce și în care să-și bage botul ăla negru. Da. Gogoașele. Cum le aruncă mama. Adică eu. În principiu o să-i las cam așa. Pentru că, așa cum vă ziceam, se vor înmuia de la untul topit. Și se vor face pastă foarte simplu. Mai verific așa printre ei să nu fi scăpat vreunul mai mare, dar oricum nu este niciun capăt de lume. La astfel de preparate chiar puteți face după bunul plac. Adaptați pe parcurs, mai puțin dulce, mai dulce, mai viscos, mai cremos, mai cum vreți voi. Apropo, nu știu, eu nu pun
stafide în aproape, adică nicio chestie, nici nu cumpăr stafide, nici nu cumpăr preparate care au stafide, nu-mi plac, efectiv nu-mi plac stafidele și așa că asta spuneam, că dacă vă plac le puteți adăuga într-un salam de biscuiți, puteți să nu, puteți să da, cum vreți voi. Gata, le las, sunt destul de mărunțiți, cam așa arată ei și miros absolut demențial. Îmi plac foarte mult biscuiții aceștia. După ce am terminat de mărunțit biscuiții și am făcut și rahatul bucăți, cum a sunat asta, trecem la topirea acestui unt. Acum că am topit untul, el arată cam așa, am pus tot pachetul până la urmă, n-am mai păstrat... Ar fi trebuit din 180 de grame să topesc 150 de grame, dar cred că o să fie ok așa. Îl turnăm pe tot, tot untul topit sau margarina, cum vă spuneam, depinde ce folosiți, peste acești minunați biscuiți. Tot acum este momentul în care adăugăm zahărul și acesta cu aromă de rom. Dar și un pic din zahărul normal. După cum spuneam, nu o să-l pun pe tot, mi-a rămas cam jumate de ceașcă, nu-l vreau chiar foarte, foarte dulce și oricum o să iasă. O esență de rom. Voi încerca să amestec cât de cât acum. Dacă grăsimea din unt nu a fost îndeajuns pentru ce ne trebuie nouă, eu de obicei mai adaug lapte. Astfel, cu acest lapte o să înmuiem compoziția atât cât vom avea noi nevoie. Depinde cât vreți să iasă de tare. Cum spuneam, biscuiții se mai mărunțesc și atunci când se mai înmoaie, când mai adăugăm lapte, grăsimea din unt și așa mai departe. Trebuie amestecat bine, bine. Voi mai adăuga un pic de lapte ca să se înmoaie biscuiții și mai bine, mai ales că în pasul următor vom adăuga și cacao. Cacao fiind sub formă de praf, bineînțeles, va absorbi și ea la rândul ei ceva lichid, așa că pregătesc compoziția în felul ăsta încă de pe acum. Păcat că nu se înregistrează în imagini și mirosul, pentru că miroase absolut demențial. În mine deja să bag un pic degetuțele în această compoziție ca să pot să gust și să mă înfrupt. Bun, în mare cred că e satisfăcătoare compoziția la modul ăsta. Și să trecem și la cacao. Cum vă spuneam, am un plic aici de 50 de grame, dar nu-l voi pune pe tot. Cam 3 sferturi, să zic, prima dată. Și apoi mai vedem. Cum se prezintă situația, îl voi pune pe tot, pentru că vreau să aibă acea culoare închisă și gustul aproape de ciocolată, mai ales că pe lângă unt am adăugat și laptele și chiar combinația e una foarte, foarte mișto. Așa cum spuneam, odată adăugată cacaoa asta, îngroșat compoziția,
Așa că e bine să țineți aproape sticla cu lapte și să o adăugați ori de câte ori simțiți nevoia. Deocamdată mi-e place așa cum arată. Bineînțeles că au rămas bucăți de biscuite încă netopit, netransformat încă, dar așa cum vă spuneam, mie îmi place foarte mult să îl simt în compoziție și urmează să adăugăm biscuiți, mai amestecăm apoi o dată, să omogenizăm cât de cât și cam aia a fost. Pentru că biscuiții la rândul lor vor înghiți și ei ceva lichid și să nu iasă foarte, foarte tare, totuși mai adaug puțin lapte. Cum vă spuneam, puteți lăsa și bucăți ceva mai mari, ceva de genul. Pentru că oricum vom mai amesteca și se vor mai sfârma. Dar important e să rămână cât de cât crocanți în continuare. Și aceștia. Și în continuare amestecăm cât putem noi de bine. Să integrăm în compoziția cu cacao. Da, vă mai mișcați din când în când pentru că lovesc în timp ce amestec, lovesc inelul de lumină, ring light-ul. Și de-aia mai vă mai cutremurați un pic. Mi se pare un desert relativ ușor de făcut. Bine, de exemplu, la această etapă chiar ai nevoie de ceva putere, forță. Ok, neagra vrea să iasă din bucătărie. Pauză. Am revenit. Așa cum spuneam, este salam de biscuiți, un desert destul de ușor de făcut. Doamne, deci vă tot lovesc într-una. Dar varianta asta, adică etapa asta e destul de costisitoare din punct de vedere al energiei. Adică chiar trebuie să te implici un pic așa. Dar este un desert absolut delicios. Nu-ți trebuie un cuptor, nu-ți trebuie absolut nimic de genul ăsta. Pur și simplu de aragaz ai nevoie doar cât să topești acel unt sau acea margarină și rest pur și simplu urmezi pașii ăștia și ai obținut un desert ușor de pus în geantă la adică dacă vrei să îl iei cu tine undeva sau îndrăgit de toată lumea, adică nu dai greș cu acest salam de biscuiți dacă aștepți pe cineva și vrei să gătești ceva de casă și inclusiv desertul, ei bine, cu siguranță veți face o surpriză plăcută oamenilor, vizitatorilor sau pur și simplu oamenilor cu care locuiți, de ce nu? Da, eu abia aștept să-l termin de amestecat, de pus în folie. Apoi se bagă la frigider, se servește rece. Bine, eu o să fur un pic startul, bineînțeles. Și da, chiar... Și mai ales că această compoziție nu trebuie neapărat făcută sub formă de salam. Poate fi făcută bulgăraș, așa, nu știu cum să le zic, biluțe. Și date de asemenea prin nucă de cocos și puse pe platou. Miami. Păi cred că am amestecat destul. Trecem la înfolierea salamului de biscuiți.
Acum vom avea nevoie de o folie din aceasta transparentă, folie alimentară, pe care o vom tăia atât cât vrem noi să facem bucățile de salam de biscuiți. Ținând cont că la capete va trebui să-l și legăm. Hai să încerc așa prima dată. Avem și această nucă de cocos pe care o vom presăra peste folia alimentară în funcție de cât de mult vrem, cât de... Mie îmi place, adică oricum va rămâne ceva cantitate de cocos și în folie, așa că nu trebuie să vă zgârciți la pasul acesta. Iar acum încercăm cât de cât să punem câte o lingură sub forma aceasta. De dat forma oricum îi vom da atunci când vom strânge folia, deci nu trebuie să vă gândiți acum că trebuie să iasă ceva absolut perfect din prima. Și bineînțeles că și pe partea asta putem să presărăm puțină nucă de cocos. Bun. Iar acum încercăm să înfoliem în felul ăsta, pentru ca mai apoi să-l strângem, să-i dăm o formă mai comercială, ca să zic așa. Mie îmi place întâi și întâi să-l leg la unul din capete și îl voi lega aici, să-l înnod, adică. Și la acest capăt, practic, voi strânge salamul, astfel încât să iasă plin și durduliu, așa. Bineînțeles, dacă considerați că folia nu o să țină sau că pare destul de, cum să zic, firavă, puteți să mai puneți una, nu e absolut nicio problemă. Îl faceți, cum spuneam, după bunul plac. Nu trebuie să fie nici foarte, pentru ca feliile să nu fie foarte mari, foarte greu de luat și îmbucat, o să-l las mai subțirel cât de cât. Îl leg de asemenea și la capătul acesta. Îmi place să las partea aceasta dublă de folie în partea de jos și să-l modelez aici, așa pe partea asta, pentru că arată ceva mai bine. Taiem, bineînțeles, și surplusul de folie. Bun. Aici odată, aici încă o dată. Și ta-da! Avem deja primul salam de biscuiți. Haide să îl înfoliem împreună și pe celălalt.
așa arată salamul de biscuiți în cele două bucăți, cele două mărimi chiar. N-au ieșit perfect egale, dar nici nu-mi propusesem asta. Așa că, da, cam așa arată frumoșii, grăsanii, umflăței. Se vede așa, dacă vă uitați atent, se văd bucățelele de biscuiți, cacao, cocosul, bineînțeles. Și dacă m-am uitat eu bine la un moment dat, și o bucată de rahat. Acești doi grăsani vor merge la frigider, stau câtva timp, eu știu, minim o oră, și apoi tăiem să vedem ce a ieșit. Niam, niam, niam.